Salutare, oameni buni! Iată-ne la un nou vlog. Vă salutăm din bucătăria noastră de acasă, eu și soția mea. Astăzi vom pregăti ceva excepțional și vă spun despre ce e vorba. Ciorbă de miel. Deci vom face astăzi ciorbă de miel. Vă arăt ingredientele. Dar dacă deja v-a plăcut despre ce am vorbit, vă rog să vă abonați cei care intră prima dată pe canal, cei care au intrat de mai multe ori și încă nu s-au abonat, acum este momentul, vă rog să vă abonați, pentru că vedeți că aveți ce vedea la mine pe canal, să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel, pentru că este total gratis, nu vă costă nimic. Dar așa mă puteți susține pe mine. Cei care s-au abonat și au rămas abonați, mulțumesc mult, mulțumesc din suflet. Așa că acum vă arăt despre ce e vorba. Uitați, carnea de miel este înghețată. O să tai o bucată și o să încerc să tai cât mai repede, să nu se dezghețe, ca restul să putem pune înapoi în congelator. Vom folosi ca ingrediente morcov, țelină, ceapă, orez. Și o să ne mai gândim încă pe parcurs, cât lucrăm cu legumele și cu carnea, dacă vom face un dres de cu smântână și ouă sau nu. Ne mai gândim încă. Margarim un pic carnea de miel, ca să aibă un gust mai bun ciorba noastră de miel. Așa, când este părgălit, o să revenim. S-a prăjit foarte frumos. O să avem o prăjeală de minunată în ciorba noastră. Oprim focul și până pregătim legumele, lăsăm așa. Să salim morcovii. Cotorul ăsta pentru mine. O să distanim morcovii cu carnea mai departe. Așa. Sigur că fără foc nu se face. Așa. No. O să revenim. Răsălim și țelina. Probabil că ați observat că ceapa a pus-o întreagă, pentru că vreau doar gustul de la ceapă și când este fiert o să scot așa întreg, pentru că nu vreau să simt bucăți de ceapă în ciorba noastră, nu-mi place deloc. De asta obișnuiam să punem întregi, ca să putem scoate. După ce s-a distrit un pic morcovii, punem și țelina rasă. Uitați ce frumos! Și să nu vă spun de mirosul bun pe care îl emană mâncarea noastră. Vedeți ceapa aici întreagă, eu o să scot. Mie nu-mi place să simt bucăți de ceapă. Gustul îmi place, dar nu o să simt bucăți de ceapă. Și acum avem aici apă pusă la încălzit, la fiert, ca să
ca să nu oprească așa. Uitați ce minunăție. O să pun atâta puțin, 2-3 linguri de orez. Și uitați aici, mi-au rămas de ieri un pic de mujdei. Ați văzut cum am făcut mujdeiul, adică v-am explicat cum am făcut mujdeiul. Și o să torn peste supa noastră, ciorba noastră. Așa, păcat să nu folosim ceea ce ne rămâne pe acolo prin prin congelator. Uitați ce minunăție. Acum punem piper, sare și sare puțină ca să putem pune la urmă dacă mai trebuie și acoperim. Uitați ce frumos fierbe ciorba noastră. Am adus din grădina noastră un leuștean foarte frumos. Se vede că e spălat și o să pun doar crenguțele și așa întregi că o să le scot până la urmă. Ne place foarte mult și de data asta folosim un pic. Atât. Pentru că este foarte sărat. O pastă de ardei din Ungaria și trebuie omogenizat bine ca să nu rămână cocoloașe și așa, uitați. Așa. Și vreau să gust. Uitați ce minunăție. Așa. Vreau să gust așa în, acum, ca să vă arăt, nu că nu știi, dar multă lume nu știe. Te rog să arăți pe mine. Multă lume obișnuia să guste așa deasupra oalei și să curgă înapoi în oală. Ceea ce nu e corect. Uitați, dacă vreți ca să gustați așa, luați din în polonii și vă dați o parte și gustați. Așa se gustă și asta se poate pune înapoi. Deci nu gustăm deasupra, sunt niște reguli fundamentale nescrise care trebuie totuși, mai ales dacă facem mâncare pentru alții. Dacă facem pentru noi, pentru familie, este o altă poveste, dar nu-i frumos, că dacă ne-am obișnuit așa, așa o să facem oriunde om fi. Așa că bine dacă ținem cont de asta. Pătrunjel deasupra ciorbe noastră de miel, neapărat cât mai mult. Și cât se poate de mărunt. Așa. Și facem dresul, oprim focul și vă arătăm. Uitați, aici avem două gălbenușuri și punem smântână. Amestecăm. Dacă vreți ceva mai finuț, mai intens, gust intensiv, atunci se poate pune în dres un pic de mărar, mărunt, mărunt. Chiar și o mână de mărar. Și acum scoatem din ciorba noastră
și punem așa, amestecăm. Ca să reglăm temperatura, așa încetul, deci până atunci, până reglăm temperatura cât de cât. Foarte frumos. Eu sper mult să vă placă rețeta noastră de ciorbă de miel. Așa se prezintă farfuria de ciorbă de miel. Vedem că are și verde și roșu și galben și alb și de toate culorile posibile și imposibile. Și acum o să gustăm să vedem ce am făcut. Momentul adevărului. E minunat. E brutal de bun. E foarte bun. Ia uitați, carnea s-a făcut bine. Deci este foarte bine făcut. Uitați, se desface de pe ost foarte ușor. Așa că... Așa. Și să gustăm și cu pâine. Chiar că e foarte bun. E minunat de bun. E foarte, foarte bun, dar trebuie să opresc. Pentru că vreau să mănânc cu soția împreună. Dar ați văzut că nu e ceva, o tehnologie prea complicată. Nu e complicată deloc. Trebuie mai multe ingrediente, dar să poate face partea simplă, fără dres. Deci un morcov și o țelină și o ceapă, nu e mare treabă. Și două, trei căței de usturoi. Am văzut, am avut usturoi de ieri și l-am turnat în ciorbă. Așa că dacă o să faceți rețeta aceasta, vă doresc poftă bună, aveți grijă de dumneavoastră și axați-vă pe lucruri frumoase, pe lucruri pozitive. Omul, fiecare om în viața lui are lucruri frumoase și pe asta trebuie să ne axăm, că greutăți și lucruri rele sunt destule. Dar dacă ne vom axa pe lucruri pozitive, pe lucruri frumoase, vom vedea că viața este frumoasă și merită trăită.